Bună dimineața! Bună dimineața și de la mine și de la păsărelele care se aud aici. Bună dimineața, să avem o zi minunată. Este marți, 17 mai, ora 7:00. A doua zi din provocarea 30 Days Lactose Free. Felicitări tuturor celor care ați intrat în această provocare. Felicitări celor care ieri ați constatat că tocmai brânza din frigider e cea pe care o râvniți într-o porție de mâncare și vă duceți mai departe această provocare de a nu consuma lactate timp de 30 de zile. Promit să vin cu variante, aștept de la cei care fac această brânzică din caju să vină cu îndemnuri și să ne facă și un discount pe grup, dar despre asta atunci când o să pot să-ți povestesc mai multe. Să știi că nici eu nu am mâncat ieri nimic legat de brânză, însă am auzit pe cineva spunând de un cappuccino, abia aștept să beau un cappuccino, așa că am de ce să tânjesc după 30 de zile de lactose free să beau un cappuccino cu lapte după 17 iunie. Dragii mei, vorbim despre provocarea legată de lactate, vorbim și în seara aceasta la ora 8, în live-ul de la ora 8, o să vorbesc puțin despre acest subiect, însă vorbim despre superputerile noastre aici, vorbim despre capacitatea noastră și puterea de a fi atenți la noi și de a ne crește această atenție în viețile noastre. Și astăzi am un subiect care mi-a venit ieri în minte, atunci când sunt cu Saskia la tenis, o oră pot să mă plimb, pot să fac sport, pot să citesc și atunci când aleg să mă plimb în parc, observ tot felul de oameni, de tipologii diverse, cu activități diverse, stări diverse, oameni în diferite faze, cumva, ale zilei și ale vieților lor. Și mi-a venit în minte ieri cuvântul prietenie. Cuvântul prietenie raportat de data aceasta la noi. Și am această întrebare pe care mi-am pus-o ieri în minte, sesizând și presiunea pe care eu o pun asupra mea în anumite contexte. Cât de bună prietenă îmi sunt eu mie? Cât de bun prieten îți ești tu, chiar tu ție? Adică, care este valoarea pe care ți-o percepi? Care este respectul pe care ți-l acorzi? Care este cumva responsabilitatea unor agreement-uri pe care le legi vis-a-vis de tine? Vezi, de-a lungul timpului am văzut oameni care, și întâlnesc oameni care își propun să facă lucruri și nu reușesc să se țină de treabă. A doua zi, dacă și-au propus, au un obiectiv, a doua zi renunță la acel obiectiv, pur și simplu amână și spun că nu este încă momentul potrivit. Și atunci mă gândesc, într-o relație de prietenie, oare ne permitem să facem acest lucru? Și dacă ne-am pune în acest gând că noi suntem cel mai bun prieten al nostru și că după Dumnezeu, nădejdea cea mai mare o avem în noi, oare cum am calibra aceste promisiuni, aceste gânduri pe care ni le inserăm și le respectăm mai apoi vis-a-vis de noi? Foarte fain l-am auzit pe Părintele Constantin Necula la un moment dat spunând despre, într-o predică, eram la Mănăstirea Caraiman, sunt câțiva ani de atunci, în care spunea că noi dăm pe medici în malpraxis pentru că pot să greșească o intervenție asupra noastră, însă omul pe el oare se poate învinovăți de malpraxis atunci când nu are grijă de el, când vorbește prostii, când mănâncă prostii, când face lucruri care cumva sunt de acuzat dacă e să te uiți și să analizezi, nu neapărat să judeci. Și mi-a plăcut foarte tare și mi-a rămas în minte acest lucru. Am și studiat foarte mult partea aceasta de prevenție, unde este prevenția, și am constatat că, de fapt, prevenția nu o face medicina, prevenția o face omul, e în fișa postului, la tine, la mine, la fiecare dintre noi. Și mă întorc și te întreb și las acest gând astăzi. Cât de bun prieten îți ești ție? Pentru că, vezi, eu îl am în gând, așa cum în stângăcia mea, pe Dumnezeu ca fiind cel mai bun prieten al meu. Și la el și el este modelul și după el tânjesc.
Însă, ca să pot să ajung cât mai aproape de El, am nevoie să mă îngrijesc pe mine. Ca să pot să fiu prieten bun pentru cei din jur, am nevoie să fiu în primul rând un prieten bun mie. Ieri, plimbându-mă prin parc, mi-am dat seama că răgazul de a face câțiva pași fără să am nimic în minte, fără să deschid o carte, fără să fac nimic, de fapt, mi-a prins foarte bine pentru că simțeam că pun o presiune mare pe mine pentru câte am de făcut. 3 lucrări de licență, de corectat, de scris, de făcut, de... Și am zis, ok, oprește-te. Dacă tu, asupra ta, îți exerciți o presiune prin mintea, prin gândurile tale și corpul îți dă semnale că îl obosești, că îl stresezi, respirația este mai diferită și e o tensiune în tot corpul, ce vrei de la ceilalți vis-a-vis de tine dacă tu te porți așa cu tine? Și bineînțeles că exagerez puțin, însă lucrurile astea le simt, sunt atentă și odată ce încep să ai această atenție la tine, îți dai seama cum te simți aici și cum gândești, pentru că trăiești în corp, simți în corp toată această interiorul tău mental. Și mi-a venit gândul, vreau să mă împrietenez mai mult cu mine, ca să pot să-mi descopăr superputerile mele. Am nevoie să fiu un prieten de nădejde, un prieten bun. Am nevoie să fiu cumva cu adevărat cu ochii pe mine și nu trăgând de mine, sabotându-mă, mereu nerespectând promisiunile față de mine. Așa că, Gabriela, te îmbrățișez, îți mulțumesc că ești aici cu mine, dragii mei, dragele mele. Suntem în a doua zi de provocare fără lactate. Hai să vedem cum ne simțim făcând un efort de voință și năzuință. Eu sunt în procesul în care construiesc alături de prietenele mele din grupul Femeia tabăra pe care vrem să o lansăm în iulie de 4 zile și nădăjduiesc să se întâmple. Dacă nu ți-ai verificat newsletter-ul, dacă nu ți-ai verificat e-mail-ul, te invit să intri pe mail și ar trebui să ai 2 newslettere de la mine în ultima perioadă. Unul în care vorbim și te invităm să faci un chestionar legat de tabără și unul legat de provocarea 30 Days Lactose Free. Citește articolul de pe blogul meu de ieri și hai să rămânem aproape și de seară la 8 încă nu știu subiectul. Iarăși aș vrea să stau cu tine de vorbă la un ceai fără să-mi pun în gând neapărat că asta trebuie să vorbesc. Sunt într-o formă rebelă a existenței mele, pe un palier de rebeliune. Sunt după 3 km de alergare și o zi în care am nevoie de putere pentru că pe geamul acesta jos este cățelușa mea Brownie. M-am culcat la 10. Iar Brownie de la 11 și 10 până la 1 și un sfert a lătrat în continuu. Nimic n-a oprit-o. Așa că eu am citit fain, poate îți povestesc din cartea minunată scrisă de Dominique Laurent, pe care am citit-o azi noapte, poate îți povestesc în seara asta la 8. Așa că, fără un program clar, fără presiune, te invit să bem un ceai la ora 8, te invit să parcurgi a doua zi 30 Days Lactose Free și te invit să vezi care este relația ta cu tine în ceea ce privește prietenia? Hai să vedem. Scriem despre asta. Rămânem aproape. Suntem 50 de oameni conectați acum. Tuturor vă mulțumesc, vă îmbrățișez. Să avem o zi minunată. Doamne ajută! Mulțumesc din suflet!